Haideți să vă arăt cum puteți să preparați aceste fursecuri fragede. Pentru aluat avem nevoie de 4 gălbenușuri, 60 de grame de zahăr, coajă de lămâie și portocală, vom pune și puțină sare, adăugăm esență de vanilie, amestecăm totul bine până zahărul se va topi. O să punem și 200 de grame de untură. Amestecăm untura foarte bine. Dacă îți face plăcere, te aștept și pe canalul meu de YouTube la Cooking. Vom pune treptat 600 de grame de făină, jumătate de plic praf de copt. Frământăm aluatul. O să adăugăm și 60 de ml de lapte, punem și restul de făină. După ce aluatul este frământat, îl vom lăsa la frigider timp de o oră. După o oră îl vom pune pe masa de lucru. Începem să întindem aluatul. O să folosim niște forme din metal. Puteți să folosiți formele dorite. Eu le-am cumpărat de pe Amazon. După cum vedeți, sunt diferite forme de fulg, de brad, cadou. Preîncălzim cuptorul la 180 de grade. O să lăsăm fursecurile acolo timp de 20 de minute. După ce sunt gata, le vom lăsa să se răcească. Apoi începem să le decorăm. Eu le-am decorat cu royal icing, este cumpărat, trebuie doar să adăugați puțină apă, dar se poate face și din albuș, zahăr, puțină zeamă de lămâie. Am pus colorant și acesta este rezultatul. Le puteți decora după bunul plac. Dacă ți-a plăcut această rețetă, te invit să o distribui cu prietenii tăi. Aș vrea să știu ce părere ai, lăsându-mi un comentariu. Îți mulțumesc frumos pentru vizionare! Uitați cât de frumos arată și cât de ușor se prepară. Este o activitate pe care trebuie să o faceți împreună cu cei mici. O să fie foarte bucuroși!